Și așa începe lupta pentru promovare. Salutare, prieteni, bine v-am găsit aici la un nou episod cu Forest Green. Și desigur avem aici un match împotriva celor de la Oldham. Oldham care a reușit cumva să se urce, să se cocoțeze acolo pe locul numărul 4, 23 de puncte. Noi suntem pe locul 2 cu 26 de puncte și acolo Salford City cu 29 de puncte. Poate greșesc, dar știu că Salford City de-abia ce a promovat în liga asta a patra de un an. Maxim 2, de un an, cred că. Prin FIFA 20, cred că au promovat. Deci, da, un an. Wow! Salford, foarte tare. Ia uite, că se pare că de la Salford 1, Henderson este top scorer la ei. Trebuie să vedem. Deci, cum a zis, Henderson. Hai să-l căutăm pe acest Henderson, să-i dăm un scout. Știi cum e? Trebuie să fim pe fază, trebuie să facem vechea tactică. Are Gigi Becali, care într-un fel era și tactica celor de la Bayern. Când vezi unul bun în campionat cu tine, cumpără-l. De ce? Pentru că unul la mână e un jucător care știi, deja știi 100% că e bun, și doi la mână slăbești desigur adversara. Deci, hai să vedem. Oh, Henderson la 35 de ani. Au, ok, nu-l cumpăr. 35 de ani. Hai, 33, 32, 35 și pentru un atacant. Nu știu ce să zic. Dar ce se întâmplă aici? Stai un pic, team management. Avem un jucător care, ce s-a întâmplat? Xulu este la de-asta. Ce păcat. Și Nedelev este la meciul de-astea de internaționale. Xulu, l-avem aici și pe Delpino și pe Nedelev, care totodată, din câte și bine vedeți, a învățat să fie pe poziția de CF, ceea ce mă bucură foarte, foarte mult, că ne ajută foarte mult acest jucător. Bun, deci poziția de acolo, hai că-l punem atunci pe Cadet, punem pe Caden ăsta, acolo, foarte bine. Mort Taylor sau, cum e Xulu, pleca la naționale. Bă, hai să jucăm cu Keto. Oricum pe el deja de ceva timp tot este acolo să învețe să fie CB din câte știi și bine vede, deci măcar așa, știi cum e, măcar joacă și acolo, ia experiențe de pe teren. Ia ce frumos a sunat. Bun, hai să mergem să jucăm și desigur îl avem și pe Lordul Zeu Tănas de data asta titular în primul 11. Să sperăm desigur că va face diferența, știi, un assist, două assisturi, ceva acolo, țaca-paca. Bun, deci hai să vedem cum ne vom descurca, deci să mergem cu Oldham. Totodată, desigur, o să mai încerc să mai folosesc mai mult acea fază de sim match, în care, desigur, ne uităm peste echipă și dacă e nevoie, desigur, să intervenim, știi, că măcar așa nu pur și simplu simulăm tot match-ul, poate intervenim în altele, știi, e foarte fain și într-un fel mișto, știi, când faci fază de alea de comeback. Și aici o pasă foarte bună pentru Tănase. Tănase, ia uite că trece mai departe Tănase, și șutează pe poartă, dar portarul de la Oldham, foarte, așa, un reflex al portarului a fost acolo, foarte bine a dat-o aici Petre cu capul, dar din păcate, cam pe portar, să zic așa. Ok, hai Petre, hai, lup, bravo, Tănase, du-te! Ce păcat, totuși, fain, uite, în primele minute, foarte bine atacăm aici Oldham. Trebuie să câștigăm acest meci, dacă câștigăm acest meci, iarăși ne depărtăm de aceste candidate. Hai să vedem aici. Mi-ar place foarte mult, desigur, să promovez automat în următoarea ligă, știi? Deci să nu ajung la jocuri de alea de baraj, chestii de astea. Știu că nu mai știu, n-am mai știut de mult în rotul clor, dar știu că parcă primele două echipe au promovare automată sau doar strict prima. Și zic, restul gen joacă ca niște meciuri de-astea de baraj, știi? Și vor mai promova una sau două. Dar, nu contează, hai că mai este un drum foarte, foarte lung până acolo, mai sunt legi astea inferioare, sunt și multe echipe, și multe meciuri, mai avem și de cupă, și săracii jucători de-abia au stamina, deci îți dai seama, distracție. Aici o pasă foarte bună, Adri Petre, către lor, Dumnezeu Tănase, care, ia uite ce frumos a făcut acolo stopul, dar prin slide tackle acela apărătorii strică toată faza Lordului Zeu. Ce păcat, bă, vreau asta să vă arăt aici magie, splendoare în iarbă și voi ce faceți, băi, dați slide tackle. Ce urât. Dar, nu, cred că e offside, nu e offside, nu este offside, am crezut că este offside, foarte bine, Adams. Credeam că este offside, foarte frumos golul lui Adams. Din pasa senzațională a Lordului Zeu Tănase. Băi, asist Tănase.
Trebuie să-i dau număr 10 sau ceva, mă. Că mi-e și uitat să schimb numerele jucătorilor. Gen la Adi Petre să-i dau număr 9 și așa mai departe. Dar foarte bine, mă, Dick Assist. Este assist pentru Tănase. Un super assist al omului nostru cheie de bază aici la echipă. Aș de mai aici, pasă cu spate așa cu călcâi, uite ce frumoasă pasă Adi Petre. Adi Petre nu se grăbește, dar da. Încă sunt obișnuiști cu jucători de ăștia așa mai de ultimei timp, știi, cu viteză, cu agility. Și zic, hai că mai am timp, hai că mai pot așa și după aceea, stai mă că joc cu Adi Petre. Care, fără să fac așa o mică glumiță, cum îl simt pe Adi Petre pe teren, zici că a jucat cu un frigider. Deci zici că e un frigider Adi Petre, înalt, masiv așa, știu că măcar rezistă la 2-3 tackling-uri, dar ca un frigider, bă, ia uite, uite ce mare e pe teren. Uite, cap, mă, zici că e Zlatan. Ia uite așa, foarte bine, Adi Petre, așa, o pască, că ce frumos. Ai, dar Ferrero, ia uite că reușim totuși să păstrăm posesia mingii. O pasă și șut din prima, Tănase. Frustrare, vrea și el gol. Nu-i ajunge asist, vrea și gol. Bine, mă, bine, mă, o super pasă de data asta Adi Petre și aici o finalizare a lui Ferrero. Foarte bine, mă, ui ce frumos, deja 2-0, frate. Aia zic, poate la final de repriză putem da sim rest of the match, a? Bine de tot, hai să vedem din nou faza aici, un super true ball al lui Adi Petre acolo, o viziune frumoasă a jocului și aici. Hai, ce execuție a lui Ferrero. Foarte bine, deci românii noștri, frate, dăm asisturi. Asist. Ce se face? Bă, I'll take it, știi cum zic? E bine și așa, de când nimic, forță. Opa, un atac, Oldham. Foarte bine, Keto. Hai să dăm aici la contraatacul nostru. Whitehouse, foarte bine, sprintează aici. O pasă lungă către Ferrero. Ferrero, hai să încercăm așa o... Du-te, mă, cum n-a fost gol. Whitehouse, come on. Foarte bine ți-am dat acolo, mă. Poate trebuie să fac un stop și apoi să șutez. Iarăși, din nou, diferențiera asta între overall-ul jucătorilor. Știi cum e? Nu-ți dai seama până când nu joci. Când chiar joci cu ăștia mai slabi, după ce vii după de ăștia tank, chiar se simte diferența asta din aici. Cred că o să fie un free kick. Da, este free kick. Aș vrea să dau cu Lordul Zeu Tănase, chiar dacă poate era mai bun Ferrero. Hai să dăm aici cu Lordul Zeu. Ai, a prins portarul. Nu, ce bine am țintit-o, șutul a fost corect. Dar, da, prins portarul. Poate un pic mai tare. Știi cum a fost așa aproape de poartă? Am avut o oarecare reține, știi, să șutez mai tare. Ceea ce de obicei mi se întâmplă cu urmea. Mi-mi place așa să fiu un pic de la distanță. Când e așa aproape, știi, mulți. A, e ușor, gol. Eu, fuck me. Mai degrabă dă-mă apoi cu câțiva metri, știi. Dar, ia uite. Wow, ce bară, Oldham. Holy shit. Oldham, acum s-a întâmplat ceva cu ei. Dintr-o dată, parcă s-au trezit. Așa, dintr-o comă. Uite ce atac, dic acolo, bară, tăt. Nebunie. Boom, ce torpilă. Proaspătul intrat aici pe teren, Collins. Înscrie un gol superb și o celebrare dubioasă. Dar bine, mă, ia uite ce schimbare inspirată am făcut aici cu Collins, care intră pe teren în locul lui Adrian Petre. Și un super gol aici, dar și o gafă mare de apărare pentru Oldham. Bine de tot. Hai să sunt curios dacă dau așa jump to sim, jump to zone. Ia uite, ia, stai, jump to sim. Hai să zic că niciodată nu prea am testat chestia asta. Ia, vezi? Așa se zice, așa am intrat aici la simulare. Și simulare, da, se simulează meciul. Ia ce mișto e. Foarte tare, așa și timpul merge pac mai repede. Ok, trebuie să mai profităm de chestiile astea băgate am recent în joc. Știi cum e? Că măcar așa jucăm mai multe meciuri. Rămânem cumva în contact cu echipa, știi, vedem ce se întâmplă, toate cele, nu doar sim și mă rog. Știi, măcar aici vezi cumva, ia. Numărul 7, care a ajutat de direct pe poartă. Este un corner. Da, n-a făcut mare bronză din corner. Hai băieți, că aproape se fluieră. Mă, totuși e și 3-0. Oh, încă un gol? Nu, apără portarul, din nou corner.
cred că atâta va fi, nu? Poate asta e altă... Da. Ok, foarte bine. Foarte bine, 3-0 versus Oldham, cum și ziceam, o echipă care sigur se luptă cu noi. Și am văzut acolo, pe scurtă perioadă, că, da, Salford a pierdut cu Walsall, a pierdut un meci acolo. Ceea ce, iară zic, ne avantajează foarte, foarte mult. Bine de tot, uite, pe prima poziție cu 29 de puncte, dar la egalitate cu Salford. În meciul direct cu Salford trebuie să fim pe fază, știi, să nu... Ea acolo urmează. Și da, avem aici un meci cu cei de la Morecambe, care tare rău e, că știi cum e, că în meciul cu Morecambe, dar care, puii mei, e ultima echipă, dar fix după aia două zile și meci mare cu Salford. Ar trebui aici cumva să bag rezervele. Asta este, cred că o să pierd meciul ăsta după ce am meci de... Ai de capul meu. Sol aici, nu știu cum să tacticizez. Hai să vedem, oricum punem multe rezerve. Să fim noi siguri că cât de cât să am așa măcar jucători mai fresh. Într-adevăr, pe linia de mijloc nu știu dacă o să pot face multe schimbări, nu prea am cum. O să lăs pe Tănase să joace titular, chiar dacă este puțin obosit. Hai să vedem ce facem aici cu Morecambe. 1-1. Bă, da, da, gol Adi Petre în sfârșit, cred că e primul lui gol. Chiar mă, oare? Ăsta e primul lui gol de când l-am la Forest Green. Știu că nu-i frumos că ar trebui să fac asta statistici și evoluări, dar sunt tare curios. Stați! Asta a fost primul gol. În nouă meciuri, în sfârșit a dat gol. Bă, Adi Petre a dat gol în sfârșit. În nouă meciuri. Doamne, bă, în sfârșit, doamne, bă, Adi Petre... Cred că, știi cum e, cred că cu toții simțim așa in the force, știi, așa ca Star Wars, simțim în forță că urmează să fi dat afară, să fi vândut. Dar bun, meci mare cu Salford, hai să vedem aici, începe meciul, poate mai folosim și chestia de simulate, din nou, zic, putem simula, după care ieșim din meci, putem reintra, nebunie, hai să vedem. Meci cu Salford, trebuie neapărat o victorie aici, să ne detașăm așa de această echipă surpriză, în opinia mea, care reușește să joace foarte, foarte bine. O echipă, vorba aia, nu de mult promovată în Liga 2-a și uite că deja vor să promoveze în Liga 3-a. Au mai și pe Liga 4 și pe Liga 3-a. Ok. Super pasă! Este gol! Adi Petre, bă! A prins gustul golurilor. După golul de meciul trecut, ia uite încă un gol pentru Adi Petre. Poate de-abia acum în sfârșit s-a adaptat lotul echipei. Foarte bine, mă, în sfârșit, Adi Petre. Două goluri. Bravo, mă. Așa, mă, să te pot vinde și eu. Să te facem profit pe tine. Să facem bănuți. Într-adevăr, m-am mai gândit puțin să faci așa o mică paranteză. Și la perioada de iarnă, știți cum ziceam, chestia asta legate de jucătorii ăștia la care expiră contractele, n-aș vrea să-mi cumpăr, da, că așa ușor, ia uite, le iau pe... Popa? Adi Petre, încă una! Încă un gol pentru Adi Petre, bă! Îl fac golgheter într-un meci și asta să vezi. Băi, ce s-a întâmplat cu jucătorul ăsta, mă? Până acum a fost frigider, a dat un meciul trecut și acum a dat două. Bă, revine Adi Petre, mă! Da, deci, cum și ziceam, legat de jucători ăștia la care spre contractele, poate am să cumpăr 2-3, știi, încercând să par un pic realist și să zic că dacă văd ceva jucători de ăștia mai no-name, poate în Liga 3 Anglia, a doua, sau, mă rog, știi, n-aș vrea să folosesc chestia aia pentru că așa mi se pare foarte ușor, știi? Ei jucători, ia uite, poate apare jucătorul, să nu zic cea de top, apare, bă, un jucător care totuși în Liga 3 e de top, îl iei gratis, și după aceea rup tot ce stă în cale. Sau respectiv îl iei pe ăla care e 8 milioane gratis și îl vinzi după aia cu 8 milioane și uite, ți-ai făcut echipa. Știi, nu vreau chestia asta, vreau chiar să aș fi vrut să-mi bag ca și o regulă, cea de genul ce haios ar fi fost, dar și greu. Genul să fac un career mode în care, de exemplu, să pot folosi doar jucători la care rămân acolo free agent. Dar, na, îți dai seama, e un pic prea greu. Și trebuie să ai acolo și câțiva juniori. Da, uite cum e acum, știi, am luat free agent, a făcut una, două transferuri acolo,
E ok. Și n-am făcut nici transferul care să știu eu că, bă, ăștia sunt garantat bestii, știi? Bă, l-am luat pe Adi Petre, care parcă mă și așteptam un pic să fie cam greoi, nașpa pe teren și așa mai departe, dar știi, după faza la FCSB, în care, na, clasic Gigi pe care și-a cam bătut joc de acest jucător, care totuși era într-o, cum să zic, într-o echipă bună, într-o, cum să zic, într-o țară și mai bună, și cine știe, poate dacă rămânea acolo să înceapă să fie titular, știi, poate era mai bun pentru cariera lui decât acest transfer la FCSB, da. După care și-a găsit parcă o echipă în Italia, acolo iarăși nu știu ce s-a întâmplat, n-a jucat nici măcar acolo, și a venit acum în România, care mulți poate l-au cam hulit pentru acest hulit. Au zis, bă, de ce, bă, ești prost. Dar eu zic că tocmai acest transfer care și-l-a făcut din nou în Liga 1 a României dă semn că acest jucător are, să zic așa, capul pe umeri. Chiar știe, bă, lasă banii, lasă aia, dă încolo, vine acine de la echipă mult mai slabă în România și să arăt, știi, că chiar sunt bun. Problema e că un pic și-a ales o echipă prea slabă. Știi care e faza? Știi că de multe ori, cum să vă zic, de multe ori și la Milan, de exemplu, să zic, o echipă mare, știi, dar într-adevăr într-o postură foarte slabă. Degeaba aș l-a duce pe Cristiano Ronaldo la Milan dacă nu sunt mijlocași, dacă nu sunt wingeri care să-i paseze, știi? Deci degeaba e un Adi Petre, poate un atacant bun, dacă n-are cine să-i paseze, dacă n-are cine acolo ia în mijloc, știi, să prindă mingea, după aceea să descopere, să facă țaca-paca, să-i paseze. Na, asta e fotbal, știi cum zic. Dar oricum l-am adus aici la echipă și zic eu, clar, îl vom vinde pe bani frumoși pe Adi Petre, desigur. Odată ce vine perioada de vară, că nu știu dacă în iarnă, nu cred că îl mai păstrăm tot sezonul, măcar un sezon complet să stea la noi. Va fi aici un free kick, o poziție destul de bună pentru Salford, să vedem ce vor face jucătorii. Oh, au șutat, dică ăla, bă, bară și acolo în colț, aproape în vinclu. Foarte bine a șutat acest free kick. Dacă îți dai seama că dacă, să zic, devia puțin și vântul mingea, poate intra în poartă. Băi, nene, mă. Nu se lasă Salford, nu se lasă, nu știu că o să fie o fază importantă, o fază periculoasă. Tare mult aș vrea să mai dau un gol cu Adi Petre și să fie hat-trick-ul și după care să dăm sim rest of the match sau să simulăm în acel stadiu clasic și să vedem cum se descurcă echipa și fără mine. Pe swing-ii trebuie neapărat să-l scot. Oare să jucăm pe Keto, așa. Și pe ăsta să punem pe care. Așa, perfect. Două schimbări. Direct așa de la pauză, hai să vedem, Petre, pe 3 cere, hai frățică să faci și tu hat-trick-ul. Te marcă-te un pic. Așa, pasăm în spate, n-am pace cu Petrică, n-am pace cu el să fac așa o pătrundere. Hai, pierdut mingea acolo. Hai băieți să facă hat-trick-ul acest atacant incredibil, ble. Numit Adi Petre. No, Wilson! Salford vrea să ne arate că încă este în joc. Gol Wilson. Să vedem din nou faza care a dus acest gol pentru Salford. Venit parcă și pe mine m-a surprins. M-a lășut așa, a fost așa bleg, să zic, așa lent. Ia uite, pac! Ia o pasă foarte bună, acolo în inspirație și Xulu desigur a fost acolo jos, deci l-a scos din offside. Dar totuși a fost așa destul de slăbuț așa, dar na, asta este. Face desigur meciul să se redeschidă, desigur cu ghilimele de regoare. Ia uite, mă ne mai dă Salford un gol, au egalat. Hai bă, Petrică, bă, am tăcotat hat-trick-ul cu tine, poate că am făcut greșit, că am făcut asta. Sau, este hat-trick! Este hat-trick, Adi Petre, bă! Bine, mă, hat-trick-ul! Vine hat-trick-ul! Și ce poziție, mă! Din ce poziție marchează aici Adi Petre, bă! Respect! Legendă îl fac cu ăsta la cup. Și acum, merg așa, jump to sim, hai să vedem ce mișto-i faza asta, așa, pac, jump to sim. Și merg așa un fel de 2x mai repede. Bun, mă, dic hat-trick cu Adi Petre, mă. Bă, să-mi bag picior, meciul trecut a dat primul lui gol, deci 9 apariții ca titular.
doar un singur gol și acum face hat-trick. Doamne, ce jucător interesant, bă. Așa, mă, tot așa țangă paca și de cum zic. Hai să facem aici un team management. Să mai fac și o schimbări, ha? Da, hai că îl scoatem pe Adams. Părmă acolo pe Nedelev. Da, mai da, așa, Cheto acolo. Mijlocaș nu prea mai am, ha? Hai Farero și se intre Lordul Zeu. Ah, nu mai am. Ok, atunci lasă-l pe Farero acolo. Ok. Bun, hai să vedem, băieți, hai, joc de glezne, poate mai reușiți și voi să dați un gol? Ah, a apărat-o portarul. Ok, am făcut și schimbarea respectivă. A intrat Collins, hai să vedem, poate Collins așa face o surpriză. E o super rezervă acest Collins, tot timpul a intrat pe teren și am dat un gol cu el. Bine, când conduceam eu echipa. Oh, ia! Gol, de Petre, mă, 4 goluri! Bă, du-te, bă, de aici! Ce meci, ce meci pentru Adi Petre, bă. Incredibil, mă. 4 goluri, 4 goluri. Bă, deja aud. Ia auzi. Bate la ușă, bă, Real Madrid. Îl vrea pe Adi Petre. Doamne, băi, nene, mă. Bă, vine Real Madrid după Adi Petre. Stați voi să vedeți. Fantastic, bă, ce meci, ce execuție, ce nebunie, bravo, mă, Petre, mă. Nou plus, cred că, da, scouting, foarte bine, foarte bine, aici un constant luptă, lucru, așa, cu scouterii, să mai caut, să mai pun, știi, zicem aici ce se mai întâmplă, hey, Gaffer, I think, Frosted, I get, vrei să joci regular, da, ok. Left my boss, la. Așa. Bă, chiar dacă eu l-am pus pe Collins ca și rezervă pe teren, se pare că tot nu i-a convenit ceva. Așa, hai să vedem. Ok, hai să jucăm acest meci cu Exeter City. Jucăm așa cu titulare, nu? Da, să fac ce schimbări. Hai că îl pun pe Tănase titular, că a făcut acolo scandal, să zic așa, și pe Collins. Hai că jucăm cu ăștia așa, vom da sim match, să vedem măcar o primă repriză cum ne descurcăm potriva celor de la Exeter City. Let's go! Să vedem! În sfârșit este gol Collins, Doamne ajută, am crezut că se va termina acest match, mă rog, această repriză 0-0. Frate, n-au făcut nimic ăștia pe teren, în sfârșit așa a venit din nicăieri un fel de, aș zice, tap-in. Pentru Collins, care, uite, bine că l-am pus titular acolo, foarte bine. Hai bă, fraților, ceva acolo, joc de glezne, bă, mă dați măcar 2-0 să pot să dau simile de rest of the match, să stau liniștit, dar așa, parcă n-aș sta tare. Oh, perfect! Înainte de pauză, încă un gol Collins. Dublă pentru Collins. Minutul 45 și 40, perfect. Jump to result. Ce surpriză, tot 2-0 s-a terminat. Doamne! Dar e bine că n-am riscat, am stat acolo pe fază, nu se știa niciodată ce se poate întâmpla. Ăla-i, super, bravo Collins. Totodată, stai că se văd, eu așa știu că l-am pus pe Collins. Stai un pic așa, în broad of view. Eu știu că pe Collins l-am pus, desigur, să fie acolo gen KF, dar nu mai știu sigur. De asta vreau să vin aici și să verific acest lucru. Asta tot cred că se antrenează să fie center back, scros cât dracu mai ține, dar n-ar mai trebui să țină mult. Deci, Farero ar trebui să dau development plan. Oare dacă te fac și pe tine KF, știu și o să avem așa mai ușor, cât 35 de săptămâni. Hai să încercăm să-l facem KF. Tănase, e involuat, am una la 33 de ani. Ok. Da, cum ziceam, Collins, da, center, KF, da, e ok, asta am vrut să verific, dacă îl fac KF, că așa mai lucrat sigur s-ar putea să-l joc și ca și titular pe KF. Și aici o să fie un match interesant versus Southam, stai că nu știu echipa așa, Scunthorpe, ok, foarte mișto logo-ul, dar hai să vedem, dăm aici quick match, aici ne riscăm și este... 1-1, White House și
Olomalu. Da, 1-1 cu acest. Bă, ideea e că nu pierdem, ceea ce este bine, să tot strângem puncte. Ok, și da, ne auzim, dragi prieteni, pe data viitoare. Sper că v-a plăcut acest video care, desigur, zic eu că am încercat să combin mai multe meciuri într-unul, fie simulări, fie nu știu ce, fie jumătăți de meciuri și încerc cât mai mult să fac așa de acum încolo, știi, mai multe meciuri într-un video cumva și să le strecor. Dar, da, ne auzim, numai bine, pa, pa!